Diana Șoșoacă a fost exclusă ieri din Aur Alianța pentru Unirea Românilor, partid care a ajuns în Parlamentul României, într-o mare măsură, chiar datorită ei. În prim plan, în campania electorală, au fost Diana Șoșoacă și George Simion. Sunt cei doi lideri ai acestui partid, oameni care au adus partidul în Parlamentul României. Acele proteste, sigur, am mai spus, au profitat de pandemie, de nemulțumiri, de frustrări unele legitime ale oamenilor și astfel au ajuns în Parlamentul României. Dar, acum, pentru că deja sunt acolo cu toții, au locurile acelea călduțe, câțiva oameni din aur și-au dat seama că nu mai au nevoie de șoșoacă și îi face așa de râs, ei vor să fie așa mai, mai relaxați, nu atât de încrâncenați odată ce au ajuns la guvernare. Oricum, următoarele alegeri sunt peste patru ani, Uh, hai să scăpăm acum de ea cât mai repede, ca să nu ne facă probleme mai târziu. Diana Șoșoacă, după o declarație în Parlamentul României ieri, când i s-a microfonul pentru că depășise timpul, a venit cu teorii conspiraționiste, nu are rost să le reluăm, aceleași pe care le-am tot auzit, despre virus, despre vaccin, aceeași poveste pe care a tot susținut-o Diana Șoșoacă. Apoi, Spre seară am aflat că a fost exclusă din aur, iar acest lucru s-ar fi întâmplat pentru că uh, copreșintele partidului Claudiu Târziu și Sorin Lavric ar fi cerut lucrul acesta. Diana că uh, spune că a fost exclusă pentru că nu a acceptat uh, să ia ordine de la conducătorii partidului. Spune că l-a sunat pe George Simion, i-am zis, George, îmi pare rău, nu pot aman eu să accept să mi se impună, să nu mai vorbesc, nu mă pot dezice de linia mea, am luptat toată viața pentru popor și împotriva abuzurilor. Îl vede în continuare într-o lumină pozitivă pe George Simion, dar spune că pe Claudiu Târziu nu l-a văzut niciodată în campania electorală. Sorin Lavric e cel care se pare a insistat ca Diana Șoșoacă să fie exclusă din partid. A fost o confruntare acolo între Diana Șoșoacă și uh, Lavric alături de Claudiu Târziu. Lavric spune că Diana Șoșoacă a țipat la el, că a fost uh, scandal. Hai să vedem ce spune Diana Șoșoacă despre acest incident. Ne aducem aminte, Sorin Lavric este acel senator care a beneficiat de propriul său scandal atunci când a fost acuzat printre altele că e rasist, dar și misogin. Iar acum e cel care uh, o elimină pe Diana șoacă, din aur. Da, nici el cu mine. Eu să-mi ia zic nu. Sunt <laughs> mai bărbatul decât, decât mulți așa. Ce bărbat. Dar apropo da. de asta, e adevărat că azi la Parlament te-au înghesuit vreo doi membri aur, au vrut să te... Nu, Sorin Lavric să te s la s mine, da. S-a repetit? Da, serios? Da, da, da Așa da. bărbat e? Da, el e bărbat, Incredibil. împotriva femeilor e cum bărbat. Cum să că... femeie și în Parlamentul României? Ei, nu, s-au aprit la timp pentru că i-am zis, ce ești tu să îndrăznești să faci așa ceva? Cum îți permiți? Dar cum îți tu să faci criminali, uh, guvernul, politicienii? Dar zic, ce sunt? Sunt altceva? Zic, am spus altceva și eu și George în campanie de când lucrul ăsta? Zic, no. Păi s-a terminat campania. a, deci încă camp campanie am mințit și acum venim în Parlament și începem să jucăm teatru și să ne facem interesele obscure și uh, mizerabile, efectiv, exact ca cealaltă alte da. partide sau majoritate, da. da. Că, să știi că sunt foarte mulți Da, e adevărat că au bătut palma cu usr -ul. Așa se spune, nu, de știu, eu? eu sper că nu, pentru Deci, asta e teoria acum, că au a bătut palma cu USR, dar nu știu, poate s-au întâmplat lucruri și mai strani. Diana Șoșoacă nu mai face parte din Grupul senatorilor Aur din Parlamentul României. Claudiu Târziu e cel care a anunțat faptul că Diana Șoșoacă nu mai face parte din Aur, spunând că ea nu se poate integra într-o echipă, are o stilistică incompatibilă cu noi și spune că ar fi bine să nu exagerăm aportul doamnei în mica izbândă obținută de Aur. Deci, Claudiu Târziu și Sorin Lavric odată ajungi în Parlamentul României, consideră că au ajuns acolo așa meritat, pentru că au luptat ei prin forțe proprii să ajungă acolo. Nu, au ajuns în primul rând datorită pandemiei, sau din cauza pandemiei în cazul ăsta, au ajuns pentru că au fost multe frustrări și nemulțumiri și pentru că AUR a avut doi lideri care au fost prezenți la aceste proteste prin țară. George Simion și în special Diana Șoșoacă. Ăsta e motivul pentru care Aur a ajuns în Parlamentul României. Numai că acum acești oameni uh, se simt așa cumva rușinați să fie asociați cu Diana Șoșoacă. Ei au aceeași agendă pe care au avut-o întotdeauna. Extremă dreapta, neolegionari, neofasciști. Dar se simt așa rușinați, știți, noi vrem să ne impunem ideologia, dar să fim mai calmi, mai relaxați, vrem să fim luați în serios. Claudiu Târziu nu realizează că el a ajuns acolo, într-o mare măsură, tocmai datorită scandalului făcut de Diana Șoșoacă. Hai să-l auzim ce spune despre Diana Șoșoacă. Domnule Târziu, uh. acum știți că sună așa un pic straniu în alegeri, totuși doamna Șoșoacă a avut această contribuție în a vă crește numărul de voturi, mă gândesc că altfel n-ați fi obținut un scor totuși atât de mare și atât de surprinzător. Să nu exagerăm acum aportul doamnei Șoșoacă în victoria, mă rog, în mica izbândă pe care a ținut o Partidul Auz. Doamna Șoșoacă, fără îndoială, are uh, un număr de simpatizanți, a fost votată de către un număr de români, dar nu doamna Șoșoacă este facul determinant nu, al rezultatului Deci, încă o dată, Claudiu Târziu crede că el a ajuns în Parlamentul României pentru că el e foarte popular. Cum pariu că dacă am face un sondaj acum, chiar printre susținătorii aur, cei mai mulți oameni n-au auzit în viața lor de Claudiu Târziu și n-au votat, oricum n-au votat aur pentru Claudiu Târziu. Au votat, cum spuneam, pentru toate acele proteste, pentru George Simion probabil, și pentru Diana Șoșoacă. Pentru că cumva s-au regăsit în mesajul pe care acest, aceștia l-au transmis, mesajul acela anti-mască, anti-măsuri de protecție sanitară și așa mai departe. Acesta a fost mesajul aur în campanie electorală. Numai că mesajul acesta a fost cumva preluat de acești mari gânditori ai partidului, Claudiu Târziu și Sorin Lavric, printre alții, care sigur au un plan, au o viziune, își doresc, au un proiect politic, serios. Mai că se simt așa rușinat să fie aso ei acum cu Diana Șoșoacă. Ei nu realizează, cred, în acest moment, că au ajuns acolo tocmai datorită acestei uh, persoane, Diana Șoșoacă. Cum spuneam, încă de la început, aur nu cred că poate fi distrus, atacat prea dur din exterior. Pentru că susținătorii aur, atunci când văd atacurile astea din exterior, cumva devin și mai. Uh, Convinși, și mai aprigi susținători ai partidului. Aur se poate doar autodistruge, iar acesta uh, ar putea fi un moment important uh, pentru viitorul acestui partid. Sigur, uh, mai e mult timp până la următoarele alegeri, uh, aproape patru ani, multe lucruri se pot întâmpla până atunci, dar cred că ce s-a întâmplat ieri e o fractură masivă în interiorul acestui partid, pentru că Diana Șoșoacă are foarte mulți Mesajele pe pagina ei de la susținători sunt uh, extrem de clare. Oameni nemulțumiți spunând că au votat aur pentru Diana. Dacă Diana nu mai e, aur, acest partid e mort. Așa sunt majoritatea mesajelor pe care le-am văzut pe Facebook-ul Dianei Șoșoacă, oameni care sunt absolut șocați în acest moment că cea pe care o vedeau ca pe o eroină salvatoare a poporului român, lider al acestui partid, a fost exclusă de doi oameni de care ei poate au auzit, poate n-au auzit, oricum nu sunt Claudiu Târziu și Sorin Lavric motivul sau motivele pentru care acești oameni au votat aur în decembrie 2020. Moment dificil pentru acest Partid, dar mi se pare în continuare haios cum Claudiu Târziu, fiind într-adevăr președinte, el crede, poate nu știu, s-a convins, el și Sorin Lavric s-au convins că da, ei au ajuns acolo pentru că lumea îi iubește și oamenii sunt mari susținători. Claudiu Târziu și Sorin Lavric. O să vedem ce se va întâmpla cu acest partid. Diana Șoșoacă, sigur, e un personaj excentric. Declarațiile pe care le face sunt de multe ori periculoase. Dar ăsta e partidul. Adică acum oamenii ăștia, după tot ce au spus în campanie, anti-mască, anti-vaccin, anti-tot ce înseamnă normalitate, acum vin și a, să dezic de teorii conspiraționiste. Nu, noi, a, a ce am ajuns aici, vrem să fim luați în serios. Dar nu știu cum o să se desfășoare acest proces în care Aur vrea să devină partid mai serios și să se distanțeze de Diana Șoșoacă. Alături de ea a fost exclus din partid și Mihai Lasca, un membru Aur care ar fi omis să anunțe că e urmărit penal și condamnat pentru vătămare corporală. Sigur, la momentul în care lucrurile acestea au fost făcute publice, au fost susținut în continuare, inclusiv de Diana Șoșoacă, de George Simion, știți, sunt membri de partid, trebuie să, să i susținem. Acum se face curățenie. În aur, dar cei care fac curățenie sunt cei care nu au, nu și-au adus aportul în campanie electorală, cel puțin nu în mod public. Adică da, poate că au coordonat campania, așa din niște birouri de la sediu central, dar n-au fost acolo în teren cu George Simion, cu Diana Șoșoacă la cele proteste care i-au adus, nu? La 9% de alegerile parlamentare la sfârșit de 2020. Diana Șoșoacă nu mai este în grupul aur, dar rămâne senator în Senatul României. Sigur, vom mai avea ocazia să-i vedem declarațiile mulți ani de acum încolo, cel puțin vreo 3 și ceva până în 2024, până la următoarele alegeri. Dacă Claudiu Târziu și Sorin Lavric cred că în felul acesta partidul va crește, nu știu, eu mă îndoiesc că acum susținătorii Diana Ișoșoacă vor zice, ah, da, hai să trecem peste asta și să rămânem în partid. Adevărul că dacă avea un plan să o excludă din partid, ăsta e probabil momentul cel mai bun, pentru că sunt deja acolo la loc călduți, iar până la următoarele alegeri au mult timp la dispoziție ca să repare, să rezolve fractura asta produsă acum în urma excluderii Dianei Șoșoacă din grupul senatorilor Aur din Parlamentul României.